Ministrii de externe din Benelux și cei din țările baltice se arată încrezători în succesul Republicii Moldova la summitul de la Vilnius. Potrivit lor, parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și cooperarea pe domenii dintre țara noastră și Uniunea Europeană, sunt doar câteva dintre rezultatele tangibile pe care le va obține Moldova la Vilnius. Mai mult, oficialii au reiterat importanța semnării acordului de asociere cu Republica Moldova în 2014 pe parcursul mandatului actualei Comisii Europene, la o întrevedere cu ministrul moldovean de externe, Natalia German, care a participat la reuniune la Riga.